E o nouă zi, soarele a răsărit. Sunt atâtea lucruri de învățat, povestit. Suntem Ricky, da! Baby Ricky, da! Spre o nouă provocare ne vom îndrepta, da! Chiar dacă ești mic, ești pitic, curajos, un explorator neînfricat și curios. Hei, suntem Ricky, da! Baby Ricky, da! Jocul nostru multe lucruri noi te va învăța! Astronautul. Bună ziua, copilași! Salutare! Bună! Eu nu sunt un copil, sunt un astronaut! Un astronaut adevărat? Deci te vei urca într-o navă spațială și vei zbura în spațiu? Da, mai târziu! Dar acum trebuie să mă antrenez! Țopa, când o să te antrenezi? Milu, Țopa se antrenează deja. Astronauții fac asta folosind leagăne și carusele ca să nu amețească atunci când sunt la bord. Aha! Am nevoie de ajutor! Milu, rotește-l! Eu? Bine! Mai repede, Milu! Mai repede! Hei! Zbor cu o rachetă! Țopa, haide! Ține-te de bară, altfel vei cădea! Nu voi cădea, sunt un astronaut curajos! Milu, mai repede! Nici gând! Este periculos! Milu, sunt un astronaut! Rotește-l! Milu, ce este atât de periculos? Acestea sunt doar carusele! Milu, cum îi putem arăta lui Țopa că trebuie să te ții de ceva în timp ce te dai într-un carusel? Țopa, uite! Și ce? Este periculos. Văd, dar cum ar trebui să mă antrenez? În siguranță, așează-te. Hai, astronaut, să zburăm! 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 Vium, vium! Acum nu trebuie să ne facem griji pentru astronautul nostru. La urma urmei, siguranța este ceea ce contează cel mai mult. Siguranța la locul de joacă. Am ieșit în parc la joacă, da, da, da. Dar avem și reguli, iată, da, da, da. Le împărtășim cu voi, repetați-le cu noi, repetați-le cu noi. Nu lovim, nu ne îmbrâncim, risipul nu îl risipim. Pe tobogan alunecăm, dar să nu ne accidentăm. Ne jucăm și zburăm, dar să fim atenți cu toții, să ne ajungem după joacă, să cădem în vreo băltoacă. Țopa, vezi, nu e în regulă. Așa e, Pandi, toate acestea nu sunt corecte. Atunci care sunt? Să repetăm cu toții. Hai să recapitulăm. Deci nu lovim, nu ne îmbrâncim, risipul nu îl risipim. Pe tobogan alunecăm, dar să nu ne accidentăm. Ha! Ne jucăm și zburăm, dar să fim atenți cu toții, să ne ajungem după joacă, să cădem în vreo băltoacă. Doi cavaleri. Unu, doi! Unu, doi! Salutare, copii! Hei!
Salutare! Aveți de gând să vă întreceți? Aha! În turn există o comoară a dragonului, iar noi suntem doi cavaleri. Primul care ajunge la turn primește toată comoara! Atunci, pe locuri! Ha? Fiți gata! Start! Ariciu, ești bine? Da, piatra era prea înaltă. Acum te rog, privește-mă. Apleacă-te și împinge. Mă plec și împing. Hai! Apleacă-te și împinge. Am înțeles. Foarte bine, Ariciu. Dar tot eu voi fi câștigător. E greu? Puțin. Nu te grăbi. Ține-te cu ambele mâini. Folosește-ți picioarele. Stângul, dreptul, stângul, dreptul, stângul, dreptul, stângul, dreptul. Ura! Am reușit! Aproape ați ajuns, copii! Continuați! Opa! Sopa, ești bine? Am obosit! Repetă după mine! Inspiră, expiră, pe gură! Inspiră, expiră, inspiră, expiră! Așa! Inspiră, expiră! Ura! Felicitări ție, Țopa! Mulțumesc! Nu aș fi reușit fără tine. M-ai ajutat foarte mult. Și tu, la fel, ca un adevărat cavaler. Ariciu, acum hai să ne întrecem din nou. Ce lucru minunat este sportul! Îi face pe cavaleri mai puternici și leagă prietenii adevărate. Sportul. Uitați-vă la voi, ce echipă grozavă! Echipă de atleti! Alergăm pe câmp cu mingea, ne distrăm și pe gheață încetişor alunecăm. Înotăm, pasăm, zburăm și tot sărim! Campioni cu toții ne dorim să fim. Ca o sanie pe gheață înaintezi și cu greutăți toți mușchii încordezi. Alergăm de dimineață toți cu spor, parcă-am fi toți avioane cu motor. Eu vreau să devin atlet. Vreau să devin jucător de hockey. Eu vreau să fiu fotbalistă. În acest caz, dragi sportivi, trebuie să vă antrenați din greu, să mâncați sănătos, să nu vă fie frică să pierdeți și să creșteți puțin. Sunteți gata? Da! Să înceapă antrenamentul! Cine-i abil? Eu! Cine-i precis? Eu! Cine-i rapid? Eu! Și voinic? Eu! Cine e sportiv, e și puternic, fiindcă e mereu activ. Fă mișcare, ești în stare, toți afară, facem sport. Chiar dacă nu iei medalii, trebuie să știi să pierzi. Chiar dacă nu iei medalii, trebuie să știi să pierzi. Hopa Mitică. Salutare, Țopa. Salut. Te ascunzi de cineva? Nu, caut un partener de joacă. Cum merge? Ai găsit pe cineva? În niciun caz. Cum? Ce e asta? Ia uite! Bună! Vrei să ne jucăm? Pot juca fotbal! Tu vei fi portar? Iar eu pot scrie goluri! Grozav! Îți place?
un pis din greșeală și tu! Hei! Să știi că te pot lovi și eu! Țopa, stai așa! Ia! Ai! Stai! Ai grijă, Țopa! Nu așa se joacă fotbal! Da, seamănă cu orice altceva, dar nu cu un joc. O să-ți arăt eu ție! Doar așteaptă, așteaptă, te rog! Ei bine, acesta va fi scutul meu? Și acesta îmi va fi de folos! Țopa, chiar ai nevoie de toate astea? Ai văzut cumva în ce fel mă împinge? Wow! Și asta? Ca să te sperii! Grohi, ai grijă! Este bătăuș! Cine este bătăuș? Iată-l! Hopa mitică? Dar pare că... dansează! O, chiar dansează! Dar el, de asemenea, poate juca și fotbal! Grozav! Haide să nu ne mai luptăm! Într-adevăr, joaca este mult mai distractivă decât lupta. Nu-i așa, copii? Da! Nu mă lupt! Țopa, Andy, voi vă luptați? Nu, ne jucăm! Suntem prieteni! E frumos să fim prieteni, mai frumos să fim prieteni. E grozav când suntem toți ca frații. Ne jucăm unii cu alții și împreună ne distrăm și în final ne îmbrățișăm. E vina ta! E vina mea! E mai bine să fim pașnici și să ne vorbim mereu frumos. E vina ta! E vina mea! E mai bine să fim pașnici și astfel nimeni nu va fi nervos. Robotul acesta se poartă foarte urât. A rănit-o pe Pandi și a distrus și castelul lui Țopa. În plus, a prăbușit și avionul! Ia spuneți-mi, ce veți face, copilași? Ne vom lupta! Nu, nu vom acționa ca acest robot. Îl lăsăm singur aici. Ce frumos să fim prieteni, mai frumos să fim prieteni. E grozav când suntem toți ca frații. Ne jucăm unii cu alții, împreună ne distrăm și în final ne îmbrățișăm. Și în final ne îmbrățișăm. Rapunzel. Bună ziua, prințesă. Da, părul tău este atât de lung și de frumos. Te deranjează? Nu. Crezi că ar trebui să-l împletim? Nu, vă rog. Vreau ca un prinț frumos să mă vadă și să fie uimit. Te-ai lovit? Te simți bine, Milu? Da. Vrei să fii prințul meu fermecător? Da. Atunci, adu-mi, te rog, o coroană. O coroană? O să încerc. Na. Unde este coroana mea? Uite, aici este. Mulțumesc! Acum vreau să merg la o plimbare. Vreau să dansez. Voi, nu prea pot să mă învârt. O să te ajut eu. Vai, ce pădure frumoasă. Prințesa,
aici. Grohi, așteaptă. Prințule, adu-mi o oglindă, te rog. Oglindă? Da, vreau să-mi admir minunatul păr auriu. Bine, o să-ți aduc. Vai, 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 Milu! Tu mi-ai tăiat părul? Da. Este atât de frumos. Îți place? Părea că te deranjează. Îmi place foarte, foarte mult. Milu este un adevărat salvator de prințese. Tu un soare. Ai un nou prieten, Grohi? Aha! Este Shaggy Peter și ne ducem la coafor. Vreau să aflu acum un adevăr despre tine, mult iubite păr. Vreau să știu de ce mereu te încurci și ți-e lene să te usuci. Vreau să știu de ce te răzvătești și te umfli și te încrețești. Te zburlești și ești cât dilitor, stârnești râsul tuturor. De ești fată sau băiat, ține-ți părul ordonat. Dacă lași să stea vâlvoi, vei tima un maimuțoi. Dar există un vrăjitor, e de-a dreptul minunat. Îl găsim la coafor, tot ce atinge-i ordonat. Dragul nostru drag frizer, ăsta-i singurul adevăr. Fără tine întreg pământul ar fi doar un ghem de păr. De ești fată sau băiat, ține-ți părul ordonat. Dacă lași să stea vâlvoi, vei fi un maimuțoi. Țac, 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 țac. Jocul liniștii. Cucu! Salutare! Mă joc față ascunselea! Bună, Grohi! Cu cine te joci tu aici? Acum. Nimeni nu vrea să se joace cu mine. Oh, fie! Nici eu nu mai vreau să mă joc cu ei. Grohi, pasează mingea. Grohi, de ce ești așa tăcută? Nu poți vorbi? Ești bolnavă? Hei, Grohi s-a îmbolnăvit. Poftim? Liniște, n-o să scoată o vorbă. Mereu îi citesc unui om bolnav. A fost odată ca niciodată un bătrânel cu soția sa. Mulțumesc, amici! Oh, boala a dispărut! Grohi se simte bine din nou. Nu eram bolnavă, eram doar supărată. Oh, de ce? Nu v-ați jucat v-ați ascunselea cu mine?
Ar fi trebuit să spui asta din prima. Data viitoare o să vă zic imediat. Eu iubesc vața scoselea. Haide să jucăm o tură. Să mergem! Bravo, copilași! Ați vindecat boala tăcerii, iar acum vorbiți și nu sunteți supărați. Insulte! Ești cumva supărat, Milu? Nu o să zic. Simți ranchiuna cum te apasă și nu știi cum să-i faci față. N-are rost să ții în tine, nu. Sfatul meu e să vorbești și să spui ce simți pe bune, ce gândești. Of, of, of! Dragii noștri copilași sunt supărați unul pe celălalt. De ce nu ne spuneți? Ariciu mi-a închis desenele. Iar tu mi-ai rupt cartea. Iar eu am vrut un morcov, nu am vrut terci. Iar eu voiam să mă joc cu Pandi, dar ea nu a vrut asta. Ce bine că v-ați spus supărările! Poate puteți să lăsați toate acestea în urmă? Ar fi bine de n-ar fi cu supărare. Ar fi bine dacă n-am sta supărați. Dar de-ar fi să recunoaștem, dar de-ar fi să recunoaștem, supărările apar și între frați. Dar orice pe lume este rezolvabil, niciodată nu-i nevoie să te cerți. Tu când superi, cere-ți scuze, fii amabil. Când te superi, învață să și ierți. Nu uita, te rog, învață să și ierți. Ridichea cea uriașă. Salut, Pandi! Salutare! Salut! Încotro mergi? Să mă joc cu prietenii! Oh, ce drăguț ești! Vino cu mine! S-a blocat! Ești blocat sub elefant! Unul uriaș! Voi încerca să-l mut! Asta e o problemă. Cum o vom ajuta pe Pandi? Facem ca în povestea Ridichea cea uriașă? Aha! Pandi, îți amintești povestea cu Ridichea? O, da! Haide să căutăm din nou în carte. Acolo vei găsi răspunsul la întrebare. Ura! Ce idee grozavă! Haide, spune-ne povestea! Un bătrânel a plantat o ridiche. A crescut mare. A încercat să o scoată din pământ, dar nu a putut. Bătrânul a chemat-o pe... Soția sa, au tras și au tras, dar n-au putut să o scoată. Iar bătrâna a chemat-o pe nepoată. Da, cine a venit după nepoată? A venit câinele. Și după câine? Pisica. Și după pisică? Șoarecele. Au prins bine ridichea și au scos-o. Corect. Ți se pare cunoscut? Ridichea! E o idee bună! Mersi! Fugi la prietenii tăi! Ura! Bun, să facem asta împreună! Și unu! Și doi! Și trei! Bună treabă, micuților! Ești ridichea mea dragă! Exact! Putem fi puternici singuri, dar mult mai puternici împreună! Așa e, baby Ricky. Împreună puteți face orice. Puternic și slab. Sunt puternic! Vulpea este mult mai slabă decât un hipopotam. Mușchii săi sunt o podoabă, dar mereu eu mă întrebam,
Oare cum să am putere? Ce mi-o poate oferi? Vei avea putere când te vei mări. Dacă vrei să fii puternic, dar ești mic, tu mănâncă terci de ovăz și mult lăptic. Zi de zi să faci mișcare, sari în sus, fă pasul mare, într-o zi nu te va mai opri nimic. Cineva care-i puternic poate face chiar orice. De exemplu, să înoate, cum fac și balenele. Elefantul are trompă, dar acum e greu de spus. Oare este elefantul mai presus? Dacă vrei să fii puternic, dar ești mic, tu mănâncă terci de ovăz și mult lăptic. Zi de zi să faci mișcare, sari în sus, fă pasul mare, într-o zi nu te va mai opri nimic. Piramide. Bună ziua, fetelor! Se pare că vă așteaptă o aventură adevărată. Da, Egipt! În Egipt! Urmează să studiem piramidele. Uite, am luat fuste, jucării, rochii, tot ce-i necesar. Eu am luat apă, ochelari, uite, și o hartă. Ei bine, ce set interesant ai, Pandi. O, da! Bravo, fetelor! Ați supraviețuit căldurii! Acum puteți merge mai departe! Către piramide! E o piramidă? Nu! O piramidă arată așa! Iar aceasta? Acesta e un sfinx! Și unde sunt piramidele? Le vom găsi în curând! De grohi. Și lucrurile tale sunt importante. Lucrurile lui Pandi sunt utile în vacanță. Ale tale sunt vesele și memorabile. Ca astea, de exemplu. Ah, ce minunat este să te afli în vacanță. Mai ales când te afli în compania celor mai buni prieteni. Călătoriile. Sofa, te joci cumva Baba Oarba? Nu, nu, eu voi pleca în vacanță. Noi avem valize, poate să te mire. Ochii tuturor sunt plini de uimire. Ce nedumerire, dar știu, e chiar ciudat. Noi ne pregătim cu toții de călătorii. Da, da. Pornim cu toții cu camionul sau zburăm cu avionul pe un iaht. E un deliciu. Sau urcăm în tren, ciu-ciu. Poți să vezi întreaga lume, poți să ajungi pe orice culme. Și atunci când reușești, și atunci când reușești, strigă tare! Oh, ce țară minunată! Oh, orașe foarte mari! Hai, te rog să-mi spui îndată!
unde nu găsești ghețari. Ce munți găsim în lume! Wow! Și vârfuri câte sunt! Hei, eu zic să nu mai stăm să trâncănim și în călătorie să pornim! Poți să mergi de unul singur, cu un prieten e mai sigur. Câte lucruri o să vezi și oriunde ai să ajungi, strigă tare! A-e-hu, nelipsitul! A-e-huh! Curcubeul. Bună, Grohi! Salutare! Ai văzut-o pe Bandy? Cred că este acolo. Oh, Bandy! Ce s-a întâmplat? Mi-am cam pierdut cheful. Undeva pe aici. Ți-ai pierdut cheful? Ei bine, spune-mi cum s-a întâmplat. La început totul a fost bine. Am făcut un curcubeu din creioane. Am început să sar și să bat din palme. Vrei să spui că ai fost veselă? Veselia este galbenă ca soarele. Da! Iar apoi s-a auzit o lovitură bruscă. Iar eu... Te-ai speriat? Frica este mob. Da, și am văzut curcubeul și creioanele stricate. Am plâns puțin. Mi-a fost frică. Și eu m-aș întrista. Interesant, oare ce culoare are tristețea? Este albastră. M-am întristat și am plecat să caut ce mi-a stricat curcubeul. Aici este! M-am înfuriat atât de tare! Păi, ce urmează să faci? Nimic! Nu mai am chef să fac nimic! Bandy, știi cum face asta? Ce? Ține-o! Este uimitor! Lucrul care a stricat curcubeul l-a și reparat! Exact! Asta e grozav! Veselia, frica, tristețea, nebunia, furia, furia, uimirea și veselia din nou! Sunt atât de multe stări de spirit încât formează un curcubeu, iar toate sunt importante și necesare. Starea de spirit. Pandi, care este starea ta de spirit acum? Gânditoare, cred! Ce s-a întâmplat cu tine? Ai început să râzi bine, apoi trântești din picioare. Ești supărat oare? Sau te-a speriat o fantomă? Ori ești uimit de o dronă? Oare cum te simți acum, dragă bebeluș? Stările ce vin pe rând, ca o adiere în vânt, precum cântul ciocârliei, precum ploaia-n miezul zilei. Noi atâtea stări simțim, plângem și chiar ne uimim. Orice stare are rolul său, chiar și-n sufletelul tău. Stări ce vin și stări ce pleacă, ca orice izvor de apă, ca siropul pe clătite, sau fulgere nestăpânite. Noi atâtea stări simțim, plângem când ne despărțim. Orice stare are rolul său,
chiar și-n sufletelul tău. Spectacolul. Salutare, copii! Salutare! Bună! Fetelor, haideți să salutăm împreună! Salutare! Oho, ce faceți? Pare ceva interesant. Vom organiza un spectacol. Pandi va sări, Grohi va cânta, iar eu voi dansa exact așa. Sărăcuțul, te doare? Fetelor, aduceți un pat lui Milu. Aha! Dansul trebuie să mai aștepte. Piciorul lui Milu are nevoie de odihnă. Mulțumesc! Mergeți la repetiții! Avem spectacol! Uite! E cartea mea preferată! Distrează-te! Este despre o minge mică! Vrei să-ți citesc, Milu? Ar fi bine! Oricum nu sunt în stare să dansez! Au fost odată un bătrân și o bătrână. Și l-a înghițit pe micuțul coloboc. Sfârșit? Vrei să mai asculți o dată? Poate. Bietul coloboc și bietul de mine. Am vrut atât de tare să particip la spectacol. Atât pentru mine, cât și pentru coloboc. Și acum, oaspetele surpriză. Milu, care va recita povestea lui coloboc. Mă ajuți? A fost odată un bătrân și o bătrână care locuiau într-un sat. Într-o zi bătrânul i-a spus: bunică, du-te și fă un coloboc. Așa că bătrâna a scos cutia de făină și a copt în cele din urmă un delicios coloboc. Dar acesta s-a rostogolit de-a lungul drumului. Iepurele voia să-l mănânce pe coloboc, dar nu a făcut-o. La fel și lupul și ursul voiau să-l mănânce. Nici măcar vulpea nu l-a mâncat, pentru că i-a citit o carte interesantă. Sfârșit! Bravo, Milu! Ce spectacol minunat! Multe mulțumiri acestei cărți. Lectura. Cărțile! E o carte, dragul meu, dar ascultă când îți spun. Cartea nu-i o simplă carte, e o poartă fermecată. Un loc magic te așteaptă, dincolo de această poartă. Tu, al meu drag cititor, hai deschide-o repejor. Sunt dragoni și monștri și prințese, ei trăiesc aici cu-n vrăjitor. Chiar acolo, în pădurea întunecată, ursuleții pe mașa o așteaptă. Ușor e să trece cu atorul, când tu ești pirat neînfricat. Un autor aflat în lumea mare se-ntâlnește înscris cu fiecare. Un tărâm miracol te-așteaptă dincolo de această poartă. Ia decizia înțeleaptă, o copertă-i doar o poartă. Și citim, citim, citim. Șoarecele și pisica. Bună ziua, copilași! La ce vă uitați? Salutare! La desene, la șoarecele și pisica! Salut! Ce? Ce este? Țopa, să mergem să ne jucăm! Nu acum! Vreau să mă uit la desene!
mai este un episod. Sopa, odihnește-ți ochii. Poți urmări un alt episod mai târziu. Ochii mei sunt bine! Uite! Bine, atunci mă voi juca singur. Aha! Da. Hei, hei, hei! E așa de distractiv! Haide și tu! Poftim? E așa de distractiv! Ariciu, nu pot vedea din cauza ta și urmează partea interesantă. Hei, unde sunt desenele? Vino înapoi! Sopa, acum telefonul tău s-a descărcat. Vei putea urmări desenele abia după ce se va încărca. Dar vreau să văd desene animate! Vreau să știu ce s-a mai întâmplat. Știu eu, știu eu! Micuțul șoarece s-a ascuns. Și pisica nu l-a găsit, asta-i tot. Nu l-a găsit? Dar pisica știe să caute. Aha! Miau! Pisica a prins șoarecele. Aiurel, șoarece a fugit. Chit, chit, chit! Iar pisica l-a urmărit. Copilaș, mi se pare că tocmai ați inventat un joc. Da, joc de desene animale. Prinde-mă dacă poți, Sopa, adică pisică. Grozav! Se pare că jucatul de a desenele e mai distractiv decât să le urmărești. Desenele animate. Ia spune-mi, Pandi, tu mergi acum să te odihnești? Voi privi la desene animate multe episoade. Mulți cartofi mănânci odată și ajungi tristuți deodată. Dar dulceață de mănânci duioșie simți atunci. Iar desene de vezi multe, foarte mult te recrezi. Totodată mare grijă, dependență îți crezi. Niciun joc nu joci, nu joci. Să citești, n-ai să mai poți, nu mai poți. Nu mai poți nici cânta, nici dansa. Timpul nu-l vei mai putea gestiona. Nu-mi place cum sună. Vrei să înveți cum să privești desenele corect? Uită-te la desene într-un anumit moment, dimineața sau înainte de culcare. Nu te uita la mai mult de 3 episoade deodată. Poți vedea chiar 5 episoade dacă ești bolnav sau dacă plouă. Și poți desena tu animații sau să asculti povești despre noi. Voi ține cont de asta. A sosit acum momentul să vă spun întreg secretul. Cei ce fac desene sunt mari artiști, cântă mult, joacă roluri și filmează. Te invită să te joci. Joacă roluri și filmează. Te invită să te joci. Hai sus! Rima. Salut, baby Ricky! Salutare! Ce puneți voi la cale? Am învățat o rimă! Mi-ar face mare plăcere să o ascult. Iată rima noastră, o vom recita cu toții. Să începem! Tram, param, param, cirim, popom. Dansăm și cântăm. Și toată lumea ne place. Facem față la orice. Ne descurcăm grozav. Ce s-a întâmplat, Milu? Eu mi-am uitat versul. Poate Milu trebuie să repete cuvintele. Ram, param, param, pam, pom. Noi dansăm și noi cântăm. Și toată lumea ne place. Facem față la orice. Ne descurcăm grozav.
Mă descurc rozava acasă, dar când sunt aici ceva nu funcționează. E prea, prea... Prea multă lumină? Da, exact! Acum e prea întuneric? Da, este. Funcționează așa de bine atunci când sunt acasă. Atunci să mergem acolo. Putem face asta? Desigur. Ura! Ura! Mergem acasă la Milu! Să începem! Ram, param, cirim, pom, pom! Noi dansăm și cântăm! Și toată lumea ne place! Facem față la orice! Ne descurcăm grozav! Suntem foarte curajoși! E adevărat! Sunteți cu toții grozavi, iar Milu nu se mai simte timid. Este eroul nostru curajos. Timiditate. Ah, ah, sunt timidă! Vai, vai, sunt rușinat! Poți să fii timid din fire, poate fi doar o trăire. Uneori simțim că nu putem să glăsuim. Un zbucium, frământare, asta-i ce simțim. Stânjenire, oh, oh. Sau rușine, oh, oh. De le lași în urmă ți este mai bine. Pa, pa. Dai curaj și hotărâre, hai să spui eu pot. Și privește doar cum ce simțeai s-a dus de tot. Este cineva timid aici? Eu sunt! Nu, eu sunt! Cu toții suntem timizi uneori, prieteni. Să ne acordăm timp și să trecem peste acest sentiment, pas cu pas. Salut! Sunt Grohi! Aș putea încerca? Eu sunt Milu. Grozav, copilaș, ați reușit! Stânjenire! Stânjenire! Sau rușine! Sau rușine! Te le lași în urmă, ți este mult mai bine. Pa, pa! Dai curaj și hotărâre, hai să spui eu pot. Și privește doar cum ce simțeai s-a dus de tot. Și privește doar cum ce simțeai s-a dus de tot. De-a mama și copilul. Uite aici, Pandi! Întâi e cercul verde, apoi albastru și apoi galben. Bună ziua, copilași! Ce piramidă frumoasă va ieși! Salut! Da! Nu! Nu e drăguță! Nu va fi! Nu este piramidă! Bău! 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 Nu vrei să ne jucăm cu ea? Cu ce vrei să ne jucăm atunci? Hai, ghițește! Să mergem, haide! Mașină rea! Haide să desenăm! Ce e oare cu Pandi? Nici eu nu-mi dau seama de ce se poartă așa. Poate că îi e foame. Ne jucăm. Hei, deja mă joc? Da,
mama și copilul. Și de ce te porți în felul ăsta? Eu sunt copilul și tu ești mama mea. Uite așa. Aha. Atunci fă cum vrei tu, fică. Nu vreau, 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 nu vreau. Ce nu vrei, draga mea? Am obosit și nu vreau să mă port urât. Și vrei să construiești o piramidă? Da! Uite, pui întâi cercul verde, apoi pe cel albastru. Ce noroc pe Ariciu să aibă o fică așa bună. Sau Pandi are noroc cu Ariciu? Hmm? Capricii. Milu, le spunem celorlalți despre Capriciuța? Nu! Ce se aude, ce șoptește, domn Capriciu acum sosește. Și-a venit Capricioasa, e prietenă cu el. Capri urlet, Capri plânset, Capri geamăt, Capri scâncet. Toți în cor se adună în grabă să ne cânte. Major! Nu-mi convine ce se întâmplă, nu, 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 nu. Dar acum parcă-mi convine, da, da, nu, da. Nu-mi convine ce se întâmplă, bai, 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 bai. Nu-mi convine ce se întâmplă, nu-mi convine ce se întâmplă, nu, 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 nu. Dar acum parcă-mi convine, da, da, nu, da. Bye, 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 bye. No, 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 no. Ăsta este un capricio. Ascultare nu i-am dat. Un asemenea capricio și pe tata l-a marcat. Să dispari pe loc, capriciu, cu prietenii să pleci. Lasă-mi pace copilașul și să nu-l mai necăjești. Lasă-mi pace copilașul și să nu-l mai necăjești. Baby Ricky. Vom posta desene animate educative în fiecare săptămână.